Aproximativ 85.000 de pensionari suceveni primesc lunar pensii de până în 500 de lei. Anunțul a fost făcut de șefa Casei Județene de Pensii, Camelia Chitul. Ea a declarat că dintre pensionarii care beneficiază de astfel de pensii, peste 45.000 au vechime completă în muncă, iar aproape 30.000 sunt agricultori. În județul Suceava sunt aproximativ 200.000 de pensionari. Începând cu 1 iunie, pensiile vor fi tăiate cu 15%. Omul de afaceri Ilie Niță este noul președinte interimar al organizației municipale Suceava PNL. El a fost numit în funcție ca urmare a deciziei biroului permanent județean al partidului. Liderul PNL Suceava, Alexandru Băișanu, a declarat că în actualul birou interimar de conducere al filialei municipale a partidului nu se mai regăsește niciun membru al vechii structuri, cum ar fi Vasile Mocanu sau Ovidiu Ilisei. Ilie Niță s-a înscris în PNL în vara lui 2009, după ce a fost exclus din PRM. În primăvara lui 2004, Ilie Niță conducea filiala PD și urma să candideze din partea acestui partid pentru postul de primar. El a fost exclus însă din PD în timpul campaniei electorale pentru scrutinul din iunie 2004, fiindcă a modificat lista de candidați PD pentru Consiliul Local. În iunie 2008, Ilie Niță a fost candidatul PRM pentru primăria Suceava și s-a clasat pe locul 4 după ce a strâns mai puțin de 2% din voturi.